Odată încheiat auditul intern, liberalii giurgiuveni s-au pus pe treabă, au tras concluzii și au stabilit țintele viitoare. La acest moment, toate structurile locale, municipale și județeană se află încă în faza de inventariere a membrilor și de completare a noilor cereri de adeziune. Concluzia a fost oarecum exprimată și în trecuta conferință de presă, pentru că avem încă 5 localități în care nu avem organizații locale. Una dintre ele, cea mai dificilă din punctul meu de vedere, este Clejana. Asta o știți la fel de bine ca și mine. În altă ordine de idei, inclusiv astăzi s-a discutat și cei doi secretari, secretarul general și secretarul general adjunct, au făcut o prezentare rapidă a organizațiilor locale, urmând ca în perioada imediat următoare să terminăm de adunat acel format de adeziune nou pe care deja le-am înaintat organizațiilor noastre locale și în proporție de 60-70% sunt adunate către sediul județean. Am avut o ședință a Comitetului Executiv Județean, o ședință pur organizatorică și, după cum vedeți, n-am venit cu mâna goală. Am venit și cu noul purtător desemnat al acestui Comitet Executiv Județean. E o mare plăcere pentru mine să vi-l prezint pe deja cunoscutul și vechiul prieten al noastră, domnul viceprimar Liviu Popazu, care începând de astăzi va fi purtătorul de cuvânt al acestui organism, respectiv Comitetul Executiv Județean. Am discutat aici despre membri în comitetele executive locale la nivel de comune. S-a făcut o inventariere pentru că noi acum 2 săptămâni am dat ca sarcină secretarului general și secretarul general adjunct să facă această inventariere în toate localitățile și să stabilim câți membri vor fi în aceste comitete locale executive din partea fostului PNL și din partea fostului PDL. Fără excepție, în toate localitățile am căzut de comun acord că formula este corectă. Am respectat hotărârea Biroului Permanent Național. Și cum la ultima ședință de Comitet Executiv Județean, liberalii și-au desemnat purtătorul de cuvânt în persoana lui Liviu Popazu, pe viitor comunicarea cu media locală va fi una mai facilă. Am fost de acord. În primul rând că sunt un soldat disciplinat și accept sarcinile pe care le primesc de la partidul pe care le reprezint. Deși nu cred că există vreo îndoială, sunt convins că vom avea o relație foarte bună. Am curajul să fac această afirmație. Sper să fiu capabil să aduc în atenția noastră lucruri interesante care să merită a fi preluate, pentru că peneliștii mei au considerat că experiența mea anterioară este de bun augur în a putea duce la un sfârșit o astfel de sarcină.